Seara. Băi, nu ne-au dat afară. Trebuie să ținem până la pauză. Este o diversiune. M-am gândit eu că sigur s-au coclit în spate, s-au sucit, s-au îngurtit. Eu am vrut să intru cu Dani, dar asta e. Ideea mea și-a refuzat-o. Băi, eu m-aș fi bucurat pentru tine. De când te întreb? Băi, Vlad, cum ești? Eu mereu spuneam, Dani e un super actor, un super coleg, îmi place foarte mult. Asta e. Am audiențele pentru mâine seară. De când m-am mutat la mine în garsonieră, mi-a dat seama că trebuie să fac schimbări radicale în viața. Chiar, da, exact. Asta ar fi fost radicală. Am înțeles, da. Bă, cum a terminat noi sezonul trecut? Cu o împușcătură? Noi am terminat aproape dați afară. Da, okay. Noi speram că ne-au dat afară, dar nu ne-au dat. Nu, voi cum ați terminat? O mare împușcătură, da. Și telespectatorii au aflat joia trecută. Au aflat deja, nu? Au aflat că n-a murit. Uite, spun și ție, Andreea nu a murit. N-a murit. Andreea încă este în cărți și va mai... Andreea este bine. Andreea nu e, Andreea se transformă. Da. Deci n-a murit. Și nu, nu, n-a murit. Păi nu mai veneam dacă... Bobby din Dallas, pe cine, da. E o veste foarte tristă. Probabil că nu te va impacta pentru că tu nu urmărești serialul, dar eu am pierdut copilul. Zi tu vorbea mai departe. Era împușcătură? Mă, ce moment de liniște, nu mai zicea nimeni nimic. Împușcătură? Eu am văzut ceva în promo. Da, în urmă eu nu urmăresc aceleași seriale ca și el. Da. Andreea a pierdut copilul pe care atât de mult și-l dorea. De la împușcătură? Da, pentru că el a preluat cumva, a preluat. Glonțul a nimerit, mai bine românește. Și așa ea a rămas în viață, dar copilul a murit. Și trebuie menționat că a fost o armă de vânătoare. Adică ar fi putut să moară și ea, dar n-a murit. Pentru că copilul era super bine hrănit și era destul de mare. Stai că asta auzi. Badum-ță! De ce m-a obligat să râd la aceste detalii? Gata, vă rog, un moment. Bă, dar sigur, trăiește, Andreea. Nu e așa? Nu, mă, chiar așa e. Așa e. Uită-te. Da, chiar așa deci, e. Cum, a zgâriat-o în burtă sau cum? A trecut așa? Puțin, da, așa. Era gravidă într-o lună avansată, nu? Da. Dar ceea ce nu știe că ea a salvat-o pe Adela. Adică protagonista. A sărit în fața glumei. Da, i-am salvat viața, adică personajul meu, Andreea, i-a salvat viața, a pierdut copilul și acum va avea de întâmpinat niște situații foarte dificile. O să fie foarte greu de acum încolo. Da, acum vorbim serios. Știați ce nu mi-a spus, nu? Piați de anul trecut și nu mi-a spus tot. De asta cu finalul de sezon sau ce? Exact, m-ați lăsat în bezna necunoașterii. Altceva ce se mai întâmplă? Hai să o luăm de la început, că suntem la început de sezon. Ziceți-ne tot ce se întâmplă la finalul sezonului. Ca să știm măcar de ce ne-au dat afară și să veniți și noi cu voi. Da, în episoadele de mâine, așa, toate actrițele au o secvență la piscină, piscină interioară în costum de baie. Perfect. Deci dacă n-ai avut primul motive, episod la care vă voi uita. Să nu dormi înainte de emisiunea ta, că trebuie să te odihnești. De la 8? Și la final vin și băieții. Nu, atunci. Atunci se culcă, atunci adoarme. Atunci adoarme. Am vrut să vă ce spune. Că mie băieți, mă. Păi de ce? E un fel de team building? Am da, da, e un party. Da, da. Sau de fapt chiar a fost un team building și a zis, haide mă, să băgăm scena asta. În timp sunt serial că am trebuie... Am zis noi, cred că lipsește o scenă de genul ăsta. Sau... Dacă te-am făcut corect să te uiți, de seara a funcționat. Dacă nu, promit că o să mă uit a doua zi pe Antena Play. Sau acolo e cenzurat. Acolo, acolo nu acolo e fără secvență, se oprește. Nu, acolo fără secvență, fără mult, promo. E mai mult, da. Deci voi până la urmă ați venit intercalația. Perechile din viața reală nu sunt cele din păi obiectele din oglindă, sunt mai aproape de. Într-adevăr, de Dani voia să anunțe că ești cu Claudiu. Da. Da, nu nice e try. Nu. Hai să nu, să nu dăm spoilere totuși din viața. No, corect. Din viața reală. Din viața altora. Viitoare, adică. Da. Ok. Povestea merge mai departe, toți protagoniștii sunt în regulă, mai puțin copilul, Dumnezeu să-l odinească. Păi ce să râzi de treaba asta acum, brusc, băi, în afară de el? Chiar a venit să râdă, Dumnezeu să-l ierte. Nu, ce... E film. Da, nu, e ficțiune. Nu? Așa e la film. E ficțiune. E, așa apar e personaje noi, măcar asta puteți să ne spuneți pe parcurs. Da, uite, păi, că tot ai apărut întrebat, aici. În primele două sezoane eram doar în ipoteză, acum am și născut la o vârstă destul de înaintată. Și... Da. Și am venit pe fapte mari, am probleme foarte mari cu tatăl, posibil să-mi găsesc o iubire mare, cea mai mare iubire. Ce știi momentan e că mă simt foarte în siguranță alături de Călin. Da. Raluca, oare cine o fi iubirea asta mare? Da. Cine? Și alături de mine, oricine se poate simți în siguranță. Da. Intrați pe OnlyFans-ul meu, intrați pe contul meu. Dar tu te-ai înroșit și pentru personajul din film, adică nu numai era. Da, normal. Tu, acum s-a înroșit personajul din film, nu? E de la cămașă, de fapt, bate lumina. Da. Și când face complimente personajului, se fusticește. Băi, chiar ești un băiat bun, mă, n-ai avut noroc, jur. Păi... Adică nu. Mă rog, bun, ai avut noroc, dar pe perioadă, voi... pe perioadă limitată. Stai că e matematic. Deci voi doi sunteți un cuplu, și da? Umbrelă.
în, da. Ei doi în cuplu. Ei doi în cuplu. Și noi doi în cuplu. Ne-am și asortat. Ei doi sunt asortați. Așa. Suntem asortați. Dar voi, de fapt, sunteți asortați în viața reală. Invers. E, acolo... Invers. Da, e un fel de... E rocada mică, da? E luate câte ca, da. Rocada mică. Da. Așa. Și cum faceți? Păi dacă ea se pupă cu el în film. Și eu mă pup cu el. Ia uite, curiozități de actriță. Păi nu o să răspund. Nu să ne răspunzi tu. M-a rugat doamna producător, eu nu am curiozități de asta. Ok. Asta urma să întreb eu, corect. Nu e nașpa? Da, nu, nu, chiar nu e. Adică... Nu, când am secvențe cu Oana de pupat, Vlad se duce, se plimbă. Se închide într-o cameră, da? Da, nu e. Plâng o jumătate de oră, vin după aia. Am înțeles. La fel și Oana, când eu am o secvență cu Claudia, stă la monitor, se uită, îmi trage o palmă după aia. Deci, realitatea este că mă uit și chiar și filmez ca apoi să vadă cum au jucat. Atât de... Dar când filmează stă cu ochii închiși, adică... Și în același timp, în ultimul timp am observat că nu prea mai am acele zile de filmare cu Oana. N-am intervenit, mă jur, n-am făcut nimic. Se pare absolut corect pentru că am trimis un mesaj. Pentru sănătatea producției. A fost o intervenție de sus. Bine să nu se întâmple. Și dacă lipsește vreun băiat de la filmare, înseamnă că e acasă și repară vânătaia. Da. Cel mai probabil. Da. A căzut pe scări. Da, a căzut pe scări. A alunecat în duș. E un pic ciudat, nu? E un pic. E, da. Nu, nu. Dar nu lipsim. De obicei nu lipsim. Nu e cea mai confortabilă situație. Pentru mine una nu e cea mai confortabilă situație, dar nici pentru mine, da, de ce? Da, bine acum că după ce am zis. Nu se putea, nu se putea face în film asocierea din viața reală? Nu. Nu se. Cam nu ne-am sincronizat cu... Da. Asta zic, nu, da, nu prea. Neștiind... Ce-am nu, am trebuie să urmărim foarte tare, da, firul poveștii. Da. Viața bate filmul. Corect. Nu e tot mai confortabil ca să termin, dar îți asumi. E meseria ta, asta faci și tu, asta face și ați avut vreo discuție cu doamna Ruxandra Ion pe treaba asta? Cu săruturile din... Da. Nu. Nu, nu, nu. Deci e la impuse. Păi nu, pentru că e vorba de asta, dar face parte din meseria ta. E la impuse, da. Nu, dar oricum face parte din meseria ta, adică nu prea ai cum să refuzi astfel de situații, pentru că e vorba de iubire, atracție între oameni și sunt la fel de firești ca și în viața naturală. În viața reală, da. Viața reală, așa că nu poți să le... Atunci, după filmări, ați avut vreo discuție acasă? E, hai zi tu. Nu. Nu. Da. De ce mi-am subțiat vocea? Nu. Dar cum să riscat? Bine, asta dacă există acasă pentru amândoi. E posibil tu vrei să ne întrebi mai subțit dacă ne-am văzut împreună, nebunule care asta ești? Asta mă gândeam. E un ping-pong, așa. Stă ea la mine, mai stau și eu la ea. Eu la obor nu am apă caldă. Așa stă mai mult ea la mine. Stă mai mult la ea. Da, e un motiv. Și cu căldura e mai greu, așa că, na. Da. Trebuie să găsesc o alternativă. Eu stau bine cu amândouă. Da. Când cu amândouă, adică căldură și cu amândouă. Când v-ați dat voi seama că există atracție așa? De foarte auzi mult. Că femeia n-are apă caldă, căutați. Lasă, măi! De când, sincer, de când nu mai are apă caldă, mi-am dat seama că ăsta e momentul să ajut. E un motiv... Tu veneai numai în abur, tot așa, băi, am prea mult apă caldă. Când? Auzi, Moșneagă, vii la mine în seara asta, că am apă caldă. Dar cine a dat primele? Stai, mă, deci eu m-am întors acum de la o emisiune matrimonială, de la Capricile. Da, ai rămas cu niște... Da, da. Deja ai întrebările. Întrebări de acolo. Deja are întrebările, da. Mi-am rămas așa, pățuc. Pus la o întâlnire cu asasin, de asta are căutătura. Cine a dat primul semne? Eu eram foarte timid. Oana a venit și a zis, German. Recunoaște, German. Bine, fie eu. Dar stați puțin. Noi, într-adevăr, cumva ne-am sincronizat, ne-am despărțit amândoi. Deci, multă lume ne întreba, păi știu cu siguranță că v-ați despărțit aici, voi în același timp. Da, dar pe bune, a fost o întâmplare, da. Eu țin minte și... puține lucruri, de asta mi-a rămas. A, pentru că informația e importantă, da? Așa, acolo și, ne-am sincronizat. Am petrecut foarte mult timp împreună și cu Mara, cu Dunaev, ieșeam, plecam la munte, Sighișoara, ne plimbam, Cristina? Ne întâlneam ba la mine, ba la ei. Ideea e că atunci pur și simplu eram pe prietenie, nu s-a... Ușor, ușor, nu că eu sunt, eu știu de mult, dar... Acum scotea drujba ușor, nu știu dacă ai văzut. Pot să zic că ne-am legat așa, adică de când a început treaba, a fost după ziua ei. După ce mi-am rupt eu mâna ca să fie povestea mai scurtă și m-a ajutat, ce a avut grijă de mine, mi-a făcut. Eu voiam să o fac mai drăguță povestea, dar ea a făcut-o. În august. Okay. Și la un moment dat, de fapt, primul semn a fost când eu eram răcită, da. Și mi-a adus după filmare un pachetel cu ceai, cu o păturică, niște arbitol de la ruși, că nu se găsește de la noi. Adică a fost foarte drăguț, niște lumânări parfumate. Și a fost nu trebuie să spui tot ce conținea pachetul acum, pe bune. La pereche de desuri comestibile. Okay. Un o scrisoare cu primește-mă la tine, te rog. În momentul ăla nu încă. Da. Bă, mișto, foarte da. Bravo. Bravo. Și de ce nu stați împreună? O luăm și noi, așa, ușor.
Păi treptat, ușor din august, treptat. Cât de ușor? Băgați voi intra a doua, totuși, adică... Am băgat intra a doua. De iarnă și băgați intra a doua, dar pune nu, nu, oricum stăm împreună, fie la aia, fie la mine, da. Chiar stăm, adică nu e... Dar a început să aducă lucruri, a început să aducă lucruri, nu? Puține. Puține, așa da, e. Acum... Nu mai are loc să-și pune și măcar un gel de duș în baie, dar puține. Puține, dar în două luni eram deja... Nici n-am, nu, o să vezi că nu-ți dai seama. Da. Da. Noi am râs, am glumit, dar se mai vește o problemă serioasă. Cristina e în continuare în distribuție, nu? Da, normal, da. Suntem toți... A, putem adică, să spunem ce se întâmplă cu personajul mai departe? Nu, 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 acum chiar nu vroiam să... Clonțul ăla a ricoșat și merge la tot sezonul. Ca în videoclipul de la Corn, știi? Nu vroiam să, da, nu vroiam să extrag... Da, exact, bravo, dacă în videoclipul... Nu vroiam să extrag spoilerii, acum chiar vorbeam serios. Ar putea fi o problemă asta? Nu, 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 chiar e setată, adică eu am râs până acum cu problema asta la altă din prezent, dar mi-am o să aminte că fosta ta iubire de mulți ani este colega voastră în continuare. Da, nu a fost nicio problemă, ea a fost prima persoană care am spus. Voi ați rămas oricum prieteni. Da, da, da. Nu știu cum sunteți voi, lucrăm împreună. Dacă sunteți prieteni. Nu, și ele vorbesc. Foarte bine, chiar serios. Pe bune. Am și vorbit zilele astea fiecare despre niște chestii... Bă, noi invidiezi pe doamna Ruxandra Ioan, jur. Da, să facă slalom printre atâtea foste relații adevărate, foste reale. Și relația lor, reale, și relația nereale. Lor. Da, e greu. E greu, jur că e greu. Și să și ții, să ții da. Treaba cum trebuie. Adică mai degrabă cred că s-ar fi potrivit un reality show decât un decât bune, un serial. Un reality da. Ar un spin-off. Cel puțin la fel de exact, cel puțin behind la fel de the scenes. Deci da. Nu încurcă cu nimic treaba. Nu, că... absolut cu nimic. Deci chiar Cristina a fost șocată, mă rog, a fost surprinsă. Nu, chiar pe bune, știu că o să pare incredibil, dar s-a bucurat pentru că o și știa pe Oana, știa că e o fată super mișto. Asta am băgat-o de la mine. Nu, chiar asta mi-a zis. Ascultisem urechile, deși știam, mi-a zis deja. Asta mi-a zis, chiar era, adică ea mi-a și zis, mă bucur că o știu măcar, că știi că e fată bună, că nu știu ce zic. No pressure, Oana, no pressure. Da, da. Deloc, deloc. Dar chiar s-a bucurat, adică a fost super ok. Bă, sunt mișto poveștile astea, știu? Da, da, da. Mișto, mișto în măsura în care poți să ne managerezi ok. Da. Să poți să rămâi... Ok, și nu mai sunt oameni civilizați acum, numai că pe vremuri lucrau la fabrică amândouă și el era șef. Plus că nu a fost adică vreo despărțire cu bătaie, cu pe bune, a fost chiar ok, am rămas prieten. Da, a fost da, greu, da, normal, ce zic, a fost că, bă, n-ai din atâtea fete tocmai cu colega mea sau cu prietena, dacă era prieten. Păi sau... dacă pe acolo ne vârtim, dacă noi da. Tot timpul și la filmări și în timpul liber eram împreună, da. Mai greu nici măcar nu prea ajungeam să cunoaștem alți oameni cumva. E adevărat și asta. E adevărat. Doamne ajută să fie. Doamne ajută. Să fie întotdeauna. Urmați voi. Stai, zi, da. Ce credeți că a stăcut atât de mult? Uite la mine, voi, acum voi, poate voi. Cum e la voi? Ce zice Cristina de voi? Când e ok și cu asta? La voi când o să okay tot pe platouri a început da. Și la voi? Nu, da, nu. Nu suntem împreună. Încă? Așa crezi tu, așa, așa crezi tu. Sunteți, dar n-aveți cum să spuneți acum. N-ai văzut cum s-a uitat Claudia la tine. Și erau din august și în decembrie nu ne spuneau. Eu, sincer, adică înainte să mă apuc de filmări, am zis, nu, trebuie să-mi găsesc pe cineva, că cine știe cu cine mă combin pe platou și nu, trebuie să, păi, să mă duc acolo. Păi, uita la seria, nu-mi place de nimeni, trebuie să-mi găsesc. Nu era cu nimeni și cu o zi înainte de seara a zis, trebuie să iau pe cineva, trece aici. Nu, trebuie să mă uit la alte seriale, trebuie să mă uit la alte distribuții să văd unde aș putea să fug. M-am uitat așa, cine era în distribuție. M-am uitat cine era în distribuție și am chiar făcut așa nimic. Un... Și nu, nu, nu erau pe... Nici la ei? Adică și când l-am văzut pe Nuț, a zis skip. Personajul negativ la care mă la servicii, da, e, e foarte frumos, Nuță, numai că era personal negativ și a zis să nu mă bată, să nu mă omoară, da, mă omoare, uite ce s-a întâmplat cu Andreea. Deci, Nuț era foarte frumos și eu? Ești foarte frumos, dragă, ce mai vrei? Mă, dar tu vrei să le iei pe toate? Locul meu, locul motivarului, ia-le după toate. Profesional, dacă eram frumos. Da, e adevărat. Cum o să nu fii? Nu vezi? Nu... Vezi ce produci în spatele tău, pică, spice. Trebuia să învăț codul Morse să vorbesc cu Călin, de fapt, și de drept. L-am văzut că e așa foarte inteligent, iarăși am zis... Nu merge, prea greu cu el, prea greu. Nu merge, da. Surpriza emisiunii constă în faptul că v-ați apucat de cântat. Nu știu dacă... Cred că el, adică doar el. Mă rog, știi că și ea cântă la petreceri, adică și, ar putea și, să și facă... Duș. Și sună atât de bine încât am zis să țin vocea numai pentru mine și ai exact. Zis să fie, duș, chiar sună bine cu reverb-ul ăla din ecou, efect pe voce. Deci când doar tu, ai și versuri de făcut de tine? Măi, da, e prima piesă la care lucrez. Deci te-ai inspirat? Da, da, da. Fix ce spuneam, că după ziua aia a început așa treaba între noi și la cred că 2-3 săptămâni fractura după te-a inspirat în asemenea? Da, da, când și-a rupt mâna, a zis trebuie să scriu piesă. Traiectoria a fost, personală. A fost i-am văzut mâna așa și am zis, o, piesă, trebuie să scriu piesă. A fost dublă fractură. Prima fractură te-a, mă rog, te-a inspirat un pic, dar a doua ți-a dat și versul ți-a dat-o. După piesă i-a revenit mâna, era... Ca
ca bancul la fără și mie mâine la fel, laur, invers, să nebunesc, da. Nu cred că ai da, voie da. Să... Nu știu, mă, cu la handicapa care s-a dus la pescuit, dar l-am zis în podcastul. N-am voie? După ce ai zis că toți șefii noștri beau... Nu poți să zic că la televizor? Nu poți să zic și eu după un banc? După ce ai spus că șefii noștri sunt beții? Eu n-am nimic de pierdut, ai copil. Privirea lui cred că spune tot. Da, e adevărat așa. Nu m-am gândit la... Și eu nici nu i-am văzut bun niciodată, adică nu mai tu. Ei nu stau în birourile șefilor. Tu te duci, deschizi ușa cu capul tot timpul.